În imediată apropiere de centrul raional Nisporeni se află comuna Vârzărești. Este o localitate cunoscută în Republica Moldova, mai ales pentru mănăstirea de aici, care este considerată a fi cea mai veche din Moldova. Comuna Vârzărești este compusă din două sate, Vârzărești și Șendreni. Satul Șendreni s-a extins pe dealurile din preajma mănăstirii, în timp ce Vârzăreștiul a coborât și astăzi pare că se contopește cu orașul Nisporeni. În mijlocul codrilor din Vârzărești, cu faună și floră bogată și variată, caracteristice zonei de centru, au fost amenajate mai multe popasuri turistice. Acest mic centru de agrement dispune de locuri pentru cazare, dar și de o sală bogată pentru primirea turiștilor. Un alt popas turistic este bine cunoscut pentru locuitorii din Vârzărești, dar și pentru cei din satele apropiate. Căsuțele din nuiele și stuf sunt tocmai bune pentru o speție haiducești. Când vrei o pauză, împrejurimile sunt perfecte pentru o plimbare. Și lacul din apropiere bucură ochiul cu apa lui curată. Construit în stilul unei cetăți, popasul turistic are un farmec aparte. Condițiile naturale ale comunei, precum și cele climaterice, sunt excelente pentru cultivarea livezilor și a viilor. Iată de ce tradiția producerii vinului a prins rădăcini în Vârzărești. Aici se află o mică fabrică specializată în producerea mai multor soiuri de vin. Chiar de la intrarea în sat, de la o distanță destul de mare, poate fi observată mănăstirea Vârzărești, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, care rămâne a fi mândria localnicilor. Considerată a fi cea mai veche mănăstire de pe teritoriul Republicii Moldova, istoria ei se împletește armonios cu istoria țării noastre. Mănăstirea a fost ctitorită de domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, și atestată documentar în 1420, cu puțin mai înainte de una din cele mai vechi mănăstiri de la noi, Mănăstirea Căpriana. Mănăstirea este amplasată pe o colină înaltă, de unde se deschide panorama orașului Nisporeni și satului Vârzărești. Situată cândva în interiorul satului, mănăstirea stă astăzi separată de sat, în vârful unui deal, care s-a format în urma alunecărilor masive de teren. Cel mai curios lucru este că, deși mai multe case din preajma mănăstirii s-au surpat, lăcașul sfânt a fost ocolit de efectele calamităților naturale. Pe locul bisericii vechi, care nu a mai putut fi păstrată din cauza uzurii, se înalță o cruce care marchează, așa cum se obișnuiește potrivit tradiției creștinești, locul unde s-a aflat altarul. De fapt, mănăstirea își poartă hramul după numele vechii biserici, Adormirea Maicii Domnului, dar mai este numită și Mănăstirea Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir, care este hramul bisericii funcționale. Jefuită în trecut în mai multe rânduri de tătari, Mănăstirea Vârzărești, în pofida greutăților, a dăinuit peste veacuri, iar în anul 1901, pe teritoriul ei a activat și o școală teologică. Mai târziu, mănăstirea a fost închisă de autoritățile sovietice și transformată în depozit. Astăzi, în interiorul mănăstirii, viața monahicească a renăscut. Ea a fost redeschisă în anul 1990. Primii care au venit aici în acel an au fost Părintele Serafim, duhovnicul de astăzi al mănăstirii, împreună cu fiica, Iegumena Gheorghia, actuala stareță. În Biserica Sfântul Dumitru
se află icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, datată cu anul 1904. Către această icoană vin zilnic cele circa 30 de maici și ascultătoare ale mănăstirii, precum și creștini, pentru a se ruga de sănătate, dar și de liniște și pace în întreaga țară.